Am aici un indicator de panou făcut împreună cu domnul Georgel Ghiță. El a avut ideea de a-l face așa tip sandwich. Deci LCD-ul, placa de bază și partea cu releu, control de ventilator. Aici era un buzzer, dar am scos. În fine. Deci, prima dată îl alimentăm 12V. Lăsăm să-și facă. Am deconectat tot. Nici alimentare nu avem. Face niște corecții. Pornește ventilatorul. În PVM. La maxim. Releu. Și putem să conectăm sarcina. Ok. Deci mă bag cu acest crocodil. Știu că niște discuții pe forumuri că crocodile ăștia sunt proști, dar la ce vrem să folosesc eu, nu, e ok. Deci avem un pic de diferență, așa. Deci avem 12,2 pe 12,3, deci sunt 3 mV, 30 de mV. Dacă facem raport, eu zic că nu e mare, nu-l facem acum. Încercăm să pornim releu, opțiun lung, pe buton care e în spate, din păcate. A pornit. Și avem așa. Sunt vreo 80 de milivolți diferență. Curentul pare ok. Ce mai mic. Instalează 40 de milivolți, miliamperi de eroare. Deci mai sunt mici corecții. Hai să facem și o încălzire de senzor. Deci pornește în PVM de la 45 de grade. A decuplat. Mai trebuie un pic lucrat la partea de simbol aici, de ce deconectat și releu, contactul e decuplat, deci ieșirea nu e alimentată, nu poți să cuplezi decât dacă scade sub 45 de grade, ceea ce e ok, zic eu. Așteptăm un pic să scadă. Cam asta e. Pentru versiunea de acum.